În cadrul unei scurte vizite la București, am reușit să stăm de vorbă cu directorul Jurnalului Național, Marius Tucă. Acesta s-a arătat dispus să ne răspundă la câteva întrebări. Dacă se poate sau nu trăi din meseria de jurnalist și despre direcția în care se îndreaptă astăzi presa românească, ne vorbește Marius Tucă. Ați început cariera de jurnalist aici în București cu foarte mari greutăți. Era student la drept și lucrați pentru Curierul Național. Am citit undeva că verile, când nu aveați unde să stați pentru că în restul școlii stăteați la cămin, dormeați în Gara de Nord. S-a întâmplat câteva ori în Gara de Nord. Deci este o realitate. Nu, e absolut o realitate, pentru că se închideau căminele și atunci mi-aduc aminte și acum învățasem programul din Gara de Nord. Știam toate trenurile care vin, care pleacă și mai ales știam ora la care trebuie să vină să facă acolo curățenie, în sala de așteptare. Stăteam la sala de așteptare clasa I, că era mai bine. Deci existau foarte multe piedici financiare și atunci. Și astăzi tinerii studenți care se pregătesc pentru a urma o carieră în jurnalist se întreabă dacă se poate trăi decent din această meserie, mai ales la început. Cred că se poate supraviețui. Iar ceea ce ține în viață un tânăr jurnalist, cred că este nebunia de a face presă. Toate celelalte lucruri aș putea spune că nu îl ajută deloc. Dar ideea de a face presă, nebunia asta frumoasă de a face presă și de a se afla pe prima pagină sau de a se afla în prime time, sunt lucrurile care țin în viață un jurnalist în perioada în care nu ai bani să-ți cumperi o conservă de pește sau un pateu și așa mai departe, sau nu ai bani să-ți iei o pâine. Ingredientele sunt tocmai nebunia de care vorbeam și faptul de a conștientiza că meseria pe care o încep și pe care o fac este cea mai frumoasă meserie din lume. Presa tabloidă ocupă în momentul de față un teren foarte mare în media românească. Cine credeți că este de vină pentru acest lucru? Publicul care o consumă cu precădere sau cei care le oferă, deoarece nu mai există acea responsabilitate de a educa publicul? Păi, vinovați sunt și unii și alții. Vinovați sunt cei care dau, vinovați sunt cei care primesc. Și după aceea, vinovați sunt cei care au continuat să dea și vinovați sunt cei care s-au obișnuit să primească. Lucrurile sunt foarte simple aici, dar din păcate sunt foarte grave și e foarte greu să scăpăm de asta. De-aia eu am inițiat la Jurnalul Național Mișcarea de Rezistență. Mișcarea de Rezistență este exact ceea ce spune titulatura asta. Să rezistăm și mai ales să contracarăm prostul gust, manelizarea României, toată această stare de nenorocire care a cuprins și publicul, dar și presa deopotrivă. Sunteți un jurnalist de marcă și o personalitate în același timp. Ca și jurnalist ați luat foarte multe interviuri, multe dintre ele cele mai frumoase, ca să spun așa, au fost publicate în Verde în Față, 10 dintre ele. Iar ca și... interviu, și v-aș ruga să-l citiți, cred că îl găsiți pe site-ul jurnalului, este un interviu pe care l-am făcut acum 2 ani cu Radu Berigan. Cred că e cel mai frumos interviu pe care l-am făcut eu vreodată și nu se află în carte. Asta spuneam, ca și jurnalist ați intervievat foarte mulți oameni, iar ca și personalitate ați fost intervievat. De puține ori în comparație cu câți oameni ne-ați intervievat dumneavoastră. Ce postură vă place mai mult? Bineînțeles că aceea în care pun întrebări și sunt foarte timid atunci când ies să răspund la întrebări. Era un vers, cred că al lui Marin Sorescu, abia am timp să pun întrebări, dar mi-te să dau răspunsuri. Și mă reprezintă foarte bine aici. Iar odată, când o să avem timp, o să vă explic ceva, o să vă dezvălui câteva, spun eu, secrete care țin de meseria de a întreba sau de talentul de a întreba, pentru că trebuie să ai un talent aici să întrebi. Îmi place mult mai mult să întreb, îmi place mult mai mult să fac interviu decât să mi se ia interviu. Citind foarte multe articole, am descoperit două personalități diferite. Un Marius Tucă pragmatic, ancorat în realitate, foarte serios, și unul foarte poetic, romantic pe alocuri, nostalgic. Care este Marius Tucă cu adevărat? Sunt doi într-unul. Mă regăsesc în fiecare dintre cei doi. Am momente în care văd munții de aici, de la etajul 8, de la Casa Scânteii, și atunci mi-e foarte greu să scriu ceva despre Traian Băsescu. Și sunt momente în care îl văd în fața mea pe
primul ministru și atunci mi-e foarte greu să scriu despre munți. Ține de stare, ține de lumea în care ține de multe lucruri ceea ce scriu. Și nu pot să scriu doar despre păsări, trebuie să scriu și despre oameni. Și atunci se găsesc mai multe personaje, mine, dar cu siguranță asta două despre care ați vorbit. Sunteți un mare jurnalist? Sunteți un stâlp al familiei? Sunt un mare jurnalist. Vă spune că sunt un jurnalist. Un jurnalist, atunci, un cap de familie și un om de afaceri de succes. Cât de mare sau cât de mic este un jurnalist, cred că asta poate să spună doar istoria la un moment dat și, în orice caz, judecățile astea trebuie să fie după ce noi nu o să mai fim. Să ne considerăm mari, mici sau de orice fel în timpul vieții, mi se pare totuși prea mult. Pe lângă toate aceste lucruri, nu am mai auzit de foarte multă vreme de Marius Tucă, poetul. Mai există acolo undeva? E închis în casă și îi dau drumul foarte rar, atunci când, ca și când ai dat drumul la un câine. Numai că nu mușcă, trebuie să spună poezie. Dacă tot am vorbit despre latura această poetică, o întrebare pe final, ce îl face fericit pe Marius Tucă? Mă face fericit, întrebarea asta despre fericire e... Eu spuneam la un moment dat că fericirea de obicei se conjugă la timpul trecut. Cred că în ultimii ani m-au făcut fericite toate proiectele Jurnalului Național, Biblioteca pentru Toți, Mișcarea de Rezistență și multe, multe proiecte, Festivalul Folchiu și, bineînțeles, familia mea, tot ce înseamnă familia mea, fetița mea, soția mea, părinții mei, prietenii mei, tot ce ține de familie. Astea sunt fericirile. Și cred că e destul de mult pentru un om care totuși este foarte exigent când vine vorba de fericire. Mulțumim tare mult pentru timpul acordat. Plăcere.